Elevii clasei ora 12 și a 13 au susținut astăzi prima probă a simulării naționale a examenului de bacalaureat, proba scrisă la limba și literatura română, început la ora 9. Subiectele sunt elaborate pe baza conținuturilor și competențelor asociate acestora, conform programelor. La proba de limba și literatura română din cadrul simulării examenului de bacalaureat 2024, în județul Giurgiu au fost înscriși 1362 de elevi de clasa 12 și a 13 seral, au absentat 272, iar examenul s-a desfășurat în 12 centre, respectiv unitățile de învățământ cu nivel liceal din întregul județ. Simulările la examenul de bacalaureat se vor desfășura după următorul calendar. 4 martie, limba și literatura română, probă scrisă. 5 martie, proba obligatorie a profilului, probă scrisă. 6 martie, proba la alegerea profilului și specializării, probă scrisă. 7 martie, limba și literatura maternă, probă scrisă. În 15 martie vor fi comunicate rezultatele. Toate examenele naționale ale elevilor, inclusiv simulările acestora, începând cu acest an, vor fi corectate digital. Potrivit Ministerului Educației, simularea are ca obiective familiarizarea elevilor cu rigorile unui examen real și optimizarea rezultatelor obținute de către elevii din învățământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale sau liceale.